Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou aici cu voi și să încercăm să descuiemițele așa unor subiecte care sunt de un interes destul de răspândit, mai ales în ceea ce privește lumea spirituală. Ei bine, astăzi o să vorbim un pic despre imaginație și rolul imaginației care poate fi, de fapt, la un moment dat dusă spre ceea ce vedem cu al treilea ochi în evoluția noastră spirituală. Sunt tot felul de meditații pe care le găsim pe YouTube, sunt tot felul de exerciții pe care le faceți voi cu voi sau voi cu terapeuții voștri, sunt tot felul de momente în care imaginația joacă un rol extrem de important în tratamentul vostru, în tratarea voastră, în vindecarea voastră, în evoluția voastră spirituală. Cine spune ceea ce este real și ceea ce nu este? Cine poate pune mâna în foc pentru anumite lucruri pe care nu le vedem, dar le simțim? Imaginația intervine aici, pentru că în orice meditație, da, în orice practică, uite, spre exemplu, în practica Reiki, în momentul când ne activăm palmele, noi simțim acea căldură în palme. E adevărat că nu putem toți dintre noi să vedem acea lumină care iese din palme, lumina aceea vindecătoare. Dar cu toate astea o simțim. Ok. Și cine poate spune că este real sau este ireal? E bine, aici intervine imaginația. Imaginația nu face altceva decât să ne orienteze și să ne facă să ne direcționăm puterea, intenția spre scopurile pe care le avem atunci când folosim orice metodă de terapie. Imaginația joacă un rol important din foarte multe puncte de vedere, pentru că asta ne poate face pe noi să ne gestionăm foarte ușor emoțiile, să ne gestionăm foarte ușor fricile și întotdeauna va exista acel prag de siguranță. Spre exemplu, în tratarea fricilor, cel mai important este să ne imaginăm cel mai rău scenariu care s-ar putea întâmpla dintr-o situație anume. E bine, tu, prin intermediul imaginației, trăiești, retrăiești acea traumă, da? Pui toate scenariile posibile pentru a vedea cum s-ar derula lucrurile, dar în același timp mintea ta și tu știi că ești în siguranță și că de fapt nu se poate întâmpla asta. Făcând asta, de fapt, tu te joci cu fricile tale. În ceea ce privește iertările pe care le putem face cu membrii ai familiei, membrii care sunt în viață sau nu sunt în viață, poate uneori ți este foarte greu să vorbești în fața cuiva, să-i spui că-l ierți. E bine, prin imaginație ne putem conecta la acea persoană la nivel energetic, pentru că despre asta este vorba, și putem discuta cu el. Efectul este absolut același și în același timp stăm în zona noastră de confort. Imaginația ne ajută atunci când facem terapia cu îngeri. Imaginația vă ajută atunci când invocați arhangheli. Imaginația vă ajută atunci când vreți să materializați anumite dorințe. În momentul în care te concentrezi cu adevărat pe un scop al tău, trebuie să te și vizualizezi, da? Te vizualizezi prin imaginație, te imaginezi în acel loc că, nu știu, vrei să fii directorul general al companiei la care lucrezi și ai acest scop, da? E bine, prin imaginație, prin vizualizare, nu faci altceva decât să atragi acel obiectiv mai aproape. Pentru că universul înțelege exact ceea ce vrei, pentru că tu atunci când creezi în mintea ta, da, acel tablou, nu faci altceva decât să trimiți dorința ta într-un mod foarte clar. Și așa cum știm, tot ceea ce gândim, primim, da? Așa că trebuie să ne folosim imaginația în scopurile cele mai bune posibile. O să vă dau un simplu exemplu, l-am văzut într-un serial cu ceva vreme, nu mai știu cum se numește. Este vorba despre un medic care la un moment dat a avut un accident de mașină, era medic-chirurg și din păcate după accident a rămas paralizat 90% din corpul lui. Ei bine, a încercat toate operațiile posibile. El fiind medic și foarte angrenat în ceea ce înseamnă palpabilul, da, nu a vrut să accepte ideea cum că recuperarea lui este imposibilă.
s-a întâmplat un an, doi, trei, după multe operații, până când toată lumea a spus că nu mai are ce să facă, acesta a intrat într-o depresie destul de puternică. După această perioadă, a încercat să își îndrepte atenția și în altă parte. Și și-a dat seama, de fapt, din punct de vedere, este o trezire spirituală pe care a avut-o acest individ, și-a dat seama că, de fapt, este mai mult decât corpul fizic, decât ceea ce palpăm. Există și o energie. A făcut diverse cursuri de Reiki, a făcut diverse vindecări prin Bowen și șamanism, multe, a încercat de toate, până când a făcut în așa fel încât zilnic, câte două ore, da, să vizualizeze cum fiecare vertebră a coloanei lui vertebrale începe să se vindece. A făcut asta zilnic și după o perioadă de timp au început să vadă rezultate. Imaginația este, de fapt, calea de comunicare a noastră cu lumea spirituală. Este modalitatea prin care noi trimitem acele lucruri în univers. Trebuie doar să credem, da? Acest medic de care v-am dat exemplu era sceptic, însă uite că și pentru el a funcționat și este un caz absolut real. Mai mult de atât, trebuie să ne permitem nouă înșine să ne dezvoltăm imaginația și să o folosim în scopuri bune. Imaginația, de fapt, poate fi folosită și în scopuri rele și vă sfătuiesc pe toți să nu faceți acest lucru. Scopul acestui video este, de fapt, să vă fac să înțelegeți că conectarea cu lumea spirituală este aici, în mintea voastră. Și voi puteți crea puntea dintre lumesc și dintre lumesc și spiritualitate extrem de ușor. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Dacă v-a plăcut acest video, dați un subscribe canalul meu de YouTube și un share acestui video. Și vă doresc să excelați la imaginație. Vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!